Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru Cristi Iacob! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Fraților, dacă eram Ana Lesco, nu mergeam la falsez pentru tine. Detest pleonasmele. Îi făceam o emisiune personală, Banalesco Show. În schimb, dacă aș fi fost Irinel Columbeanu, m-aș fi dus la emisiunea Mai vrei să fii milionar? Dacă eram, cine să zic, cerebel, mergeam la școală. Excelent. Dacă aș fi fost Dan Bittman, după emisiunea Antitalent, mergeam unde vedeam cu ochii. Da, domnule. Dacă eram Dragnea, mergeam tot la pușcărie pentru consecvență. Dacă aș fi fost Mihaela Rădulescu, nu mergeam la Felix, mergeam la Băile Felix. Și dacă eram normal la cap, mergeam la altă emisiune, nu la Ai Umor. Super! Adevărat! Bună seara, sunt Cristi Iacob și promit că nu o să fac glume despre juri. Păcat. Sau să văd dacă mă pot abține. Pentru că eu știu ce se întâmplă. Voi nu știți ce înseamnă când stai pe scaunul ăla și dai note, like-uri, puncte ca la noi, sau mă rog, ce dă fiecare. Pe Dan Negru de aia nu-l cheamă în jurii, pentru că el nu dă nimic. Nu poate omul. Nu-i... Știm asta. Nu poate. M-am uitat la rosturile colegilor mei. Am văzut aici pe Monica Davidescu. De Monica, așa îi spuneam, de Monica la filmări. I-am făcut și un banc, știți bancul cu Monica Davidescu? Vino până la mine de seară, Monica Davidesculță. Oh. Pe urmă am mai văzut o fată a cărui nume îmi cer scuze că-l știu, Mira. Aici am văzut-o prima dată. A făcut niște glume care au supărat. Când a auzit glumele Connector, a dat ochii peste cap. Relu continuă să dai ochii peste cap mai departe. Poate găsești niște simța urmorului acolo înăuntru. Pe urmă, bun, am ajuns la rostul Ilonei Brezoianu. Foarte bun. Ilona Brezoianu este o actriță foarte bună. Mă rog, Ilona Brezoianu e o actriță bună. Mă rog, Ilona Brezoianu e o actriță. Mă rog, actriță. A luat premiu Te rugăm, lasă-te. A fost nominalizată pentru cea mai bună actriță într-un rol final. Au vrut să dea premiul de debut, dar au greșit o literă și a ieșit premiul de reboot. Așa, l-am mai văzut pe Marcel Pavel aici. Un artist complet. A fost depistat pozitiv cu coronavirus și spre deosebire de Dan Negru a dat la toată lumea. Inclusiv mie, stați liniștiți. Am scăpat. S-a luat frumos, domnule, s-a luat frumos. Și a mai fost depistat de două ori negativ la calități actoricești. Minunat. Pe Temișanu l-am văzut aici, deși mi-ar fi plăcut că Temi e un om care, nu știu, aduce foarte multă bucurie într-o încăpere atunci când iese. În schimb, singurul care se pricepe în această clădire este colegul meu, Dan Badea. Aplauze! Actorul Dan Badea. Dezvăluit. Știați că Dan Badea actor? Nu știați? Da! Mă rog, aici am o curiozitate foarte mișto. Că dacă ai 40 de ani și încă mai trebuie să precizeze cineva că meseria ta e de actor, ar cam trebui să te pricepi și la alte lucruri. La stand-up. Și el se pricepe. E singurul care limită perfect pe Ștefan Bănică Junior. Ștefan. Am bătrânit și Ștefan. Normal, acum ar trebui să-l cheme Ștefan Bunică Junior. Dar mă rog, să revenim la colegul meu, actorul Dan Badea, da? Actorul Dan Badea, actorul, Dan Badea, actorul, Dan Badea, actorul. Te rog, da? Bun, cum, Doamne iartă-mă, să fii singură care a cântat vreodată la sala Palatului în propria ta deschidere? Singur, pe bune! Adică... Chiar nu s-a găsit cineva care se creadă mai prost ca tine să-ți deschidă spectacolul. Eu? Adică, Dane, nu răspunde. Hai să lăsăm misterul. O bucurie ai avut și tu lunile astea, că a rămas Laura blocată în Bali. Mă rog, tu sperai să ajungă în iad, dar să știi că și în Bali a fost destul de cald anul ăsta.
Ați văzut că teatrele au rămas ultimele închise în pandemia asta? Până și păcănelele au fost deschise înainte. Dar nu ne-am supărat, știam că Viorel Lis e un bătrân și nu poate să reziste mult acasă, că pentru el s-au deschis sălile de jocuri. Să aibă și om unde să duce. De fapt, mi-am imaginat 3 minute că sunt însurat cu Oana Lis și m-am dat cu capul de tot cu și vreo jumătate de oră. Apropo, știți de ce umblă ea îmbrăcată numai în negru? Pentru orice eventualitate. Pentru prindere pregătită. Acum, sincer, eu am vrut să fiu în juriu la România au talent. Dar nu m-au primit, au zis să încep de jos. Și după aia să vin la ei. L-ați văzut pe Florin Călinescu ce mișto e? Nu știu cum mută aia camerele, ce decupaj au, dar efectiv pare viu. Său, pare că mișcă. Ce bun era în filme și în seriale. Mă rog, nu în serialele cu tanti Florica. Dar o scuză, pe vremea aia, în perioada era un prieten cu Andrei Duban și juca prost din Solidaritate. De fapt, știi că, Mihai, le-am dat o poreclă lui Duban și lui Marius Rizdea, când erau la Național amândoi. Dani de Vită și Dani de Porc. Mamă! Oricum, îmi pare rău că n-am făcut și eu un serial în pandemie. Asta am văzut unul pe net în regia lui Vlad Zamfirescu. Un actor cu atâta succes încât s-a apucat de regie. Mihai, îți sună cunoscut? Ți-am văzut spectacole. Dar știi că am filmele alea motivaționale când se spune că ești foarte slab și la final tu demonstrezi că ești extraordinar. Da, la tine nu e ca în filme? Și am o veste proastă, să știi că cei care au relații cu multe femei mor repede. Dar vestea bună în cazul ăsta e că Marius Manole o să trăiască veșnic. Băi, măi, nu se poate, măi. Excelent. Deci dacă omul n-a scris textul, e chiar actor. Protestez. Nu se poate. Să știți că nu numai actorii au dus-o rău, și cântăreții. Delia, spune și tu, au fost jale cu concertele. Jale. Dar mi-a venit o idee. Pentru că ție îți place să-ți folosești numele în titluri. Acadelia, Psihedelia... Îți propun să depui o Pandelia. Cerere. Pandelia? Nu. A, ți-a venit ție acum. Foarte bună și asta. Depune o cerere pentru legalizarea prostituției. Deschizi imediat o casă de toleranță și scrii Bordelia. Nu pot să nu aplaud așa ceva. Cu asociații cu Bordea. Bordelia. Da, că-ți bătrân, da. Și pentru chelul. Știu că nici pentru tine n-a fost ușor. Numai pentru Mihai a fost totul bine. De ce? Pentru el oricum nu contează. De ce? Închide ochii și-și imaginează că e oricine vrea el. Chiar și un actor american important. Îți dau 3 variante, alege-l. Kiefer Sutherland. Sunt proaspete, să știi. 2. Măscărici Argher. Și ultimul e preferatul meu. Amator Son Wells. Asta este excepțional. Asta treia fost. Și ca să nu te simți singur, îmi spui și porecla mea. Mi-am dat-o singur. Robert Downey. Very Downey Jr. Glumim, dar să știți că cei despre care vorbesc sunt colegii mei și îi iubesc. Și dacă n-ar fi atât de important pentru lumea asta și pentru sufletul meu mic și meschin, n-am face glume despre ei. Bun, acum am să plec. Vă las să mă duc să reper la Richard al III-lea. Un cal. Legatul meu pentru un cal. Fii atent, dau un cal dacă știe cineva în ce an a murit Richard al III-lea. Ultimul an al lui. Nimeni. Mă rog, dacă era Șerban Copoț, înțelegeam că el nu știe nici ce număr a avut Sinfonia 5-a de Beethoven. Dar la voi aveam pretenții. Mă rog, n-aveam, glumeam. Chiar mă gândeam, te-a uitat așa, n-ai. Bun, am plecat. Înainte să vin aici, mă simțeam fără roast. Uite că am avut și eu una. Mulțumesc, Andreas Petrescu. Iertați-mă pentru răutățile mici. Vă iubesc, Doamne ajută! Bine! Ceamă! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!